În 57 am fost bolnav de tifus. Și Dumnezeu m-a vindecat. Slavă Domnului. A fost, cât a fost bolnav atunci, pe tunul. Eu am rămas cu Domnul. Aleluia. După aia am fost bolnav cu diabet. Am zis către doamna doctor, mie nu-mi dai tratamentul cu diabet, că eu n-am nevoie, eu vreau să la anulez. Domnul voivod, dacă dumneata anulez boala de diabet, ești primul pe lume care anulează boala de diabet, că nu nu anulează. Și de 11 ani, Domnul m-a liberat și de diabet. Am fost operat cu prostata de două ori. N-am probleme. M-am dus acum în toamnă la doctorul care m-a operat. Zice că nu avem ce să facem, că părete care trebuie curățat, paralizat și cum îți coloana prăștetă și ești în toate formele destul de muncă, nu mai avem ce să facem. Și Dumnezeu m-a salvat și de alea lucruri. Aleluia! Omul cu credință poate să trăiască mult și bine. Glorie Domnului! Cu credință poți să mărturisești înaintea Dumnezeu că Dumnezeu te iubește. Aleluia! Dar dacă nu vrei să crezi că Dumnezeu te iubește, atunci nu te iubește. Dar eu mi-am văzut moartea de 24 de ori. Mâna lui Dumnezeu m-a făcut cu mine. Dacă v-ați spune întâmplările, azi rămânea afișca. A zis că nu se poate să scape din așa ceva. Dar uite că am scăpat. Acum că umplu șchiop, m-am spus, din cauza că e destul de muncă. Am lucrat 44 de ani în servici și destul de muncă. Din cauza aia, dar în privința bolilor, în privința încercărilor, în privința accidentelor, mâna lui Dumnezeu a fost pe mine. Și Dumnezeu pe partea mea. Și eu cred pe Dumnezeu că și astăzi lucrează. Aleluia. Și îmi pun toată încrederea în Dumnezeu și eu îi mulțumesc Dumnezeu pentru sănătate, pentru putere, îi mulțumesc pentru înțelepciune, eu îi mulțumesc Dumnezeu pentru toate. Eu nu pot să zic că de ce m-au pedepsit Dumnezeu, că de ce mi-a dat sănătate. Nu. Dumnezeu toate le face bune, dar omul e rău. Așa e. Și dacă nu ascultă, nu poate să meargă pe calea credinței. Noi suntem aici adunați, așa cum zice fratele, să ne bărbătăm unii la dragoste și la fapte bune. Aș vrea să mai cânt o cântare, dacă îmi permiteți.